siguranță că Ionel Fernic, cel care sunt cel mai bun compozitor. Și mie mi-e dor de Monsfiu Ionel, mai mult decât îți imaginezi, domnișoare Cristian. Dar distrugându-ne, nu se folosească la nimic. Spiritul lui va rămâne viu atât timp cât noi îl vom duce mai departe, cât tu îl vei duce mai departe, cântându-l, amintindu-l. Nu fi copil, domnișoare Cristian. Nimeni nu trăiește la nesfârșit. Și nimeni nici nu cred că ar suporta nemurirea. Viața e frumoasă tocmai pentru că se termină. Viața, da. Tragica și minunată povară de a trăi, plină de infinite posibilități de măreție și de ratare. E un idol, iată-te azi, o fantomă. Viața plină de culoare și de cântece, de iubire absurdă, de extaz și viață sumbră, oară nesfârșită, întunecată, duhnind la sărăcie și foame. Dintre atâtea și atâtea lucruri, ce șansă, dacă stai să te gândești, ce șansă să te fi născut, apoi ce șansă să fi supraviețuit fiecărui an, când, uite, un fulger de nicăieri te poate le dezafără mile de țărua mai dragă, căci viața nu are niciun discernământ, domnișorul Cristian. Noi stabilim ce e bine și ce e rău și facem pe justițiari. Însă viața, viața, ea, pură, nu poate decât să fie și nimic mai mult. Nu cere dreptate vieții, în fața ei nu avem nume și nu contează cine suntem, oricâți bani am avea, oricât de lucruri minunate sau groaznice ce am fi făcut. Viața, goală, fără niciun sens, până ne naștem în ea și îi dăm noi unul cu visurile și planurile Cristian. Fiecare dintre noi pune în această lume fără nu. Fiecare cât poate sau cât vrea. Unul mă trăstrat, altul inventează într-un garaj după rând de muncă și fiind motor nou. Altul compune un cântec, altul o poezie. Și toate astea adunate fac ca ziua de mâine să fie altfel, nici de cum la fel ca anterioară. Ah, dar nu-i frumoasă această călătorie, în care poți fi cine vrei și când vrei, și să-ți împlinești orice vis, ca Ionel, această lume iată în care te poți îndrăgosti și în care la fel de bine poți suferi ca un câine după un om pe care n-ai să mai vezi niciodată? Oamenii mor, domnișoare Cristian, dar viața merge înainte și nu oricum, ci numai după cum o modelăm noi, cu existențele noastre mărunte, dar extraordinare. Sigur că vom fi dați uitări, sigur că din noi nu va rămâne decât o cruce, dar fiecare cruce la care ne uităm înapoi a făcut ca această aventură de a trăi să fie mai bună, mai minunată. Imaginați doar cât de goale ar fi fost viețile noastre fără să fi cunoscut pe Ionel. Și a lui fără noi. Și a milor de oameni care au frătunat cântecele lui, ale tale, ale noastre, cum ar fi fost să nu le fi auzit niciodată. Ah, artiștii ăștia nebuni, fără de plicată. Îi fac lumea să se învârte și să se dananseze. Așa că, hai, ridică-te, domnișoare Cristian, în numele unei lumi și fă-o să danseze și să iubească, căci dumneata încă mai e de pus forma ta în ea. Yeah.